Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. În această săptămână s-a încheiat criza politică declanșată acum ceva vreme după demiterea lui Vlad Voiculescu și guvernanții și toată opinia publică se uită spre această campanie de vaccinare, care în acest moment gâfâie, în sensul în care Guvernul României și Ministerul Sănătății nu prea fac prea multe lucruri. În schimb, asociațiile profesionale, asociațiile patronale, chiar anumite ONG-uri, au declanșat așa zisele maratoane de vaccinare. A fost evenimentul sfârșitului de săptămână la Timișoara. Cei de la Asociația de Terapie Intensivă, Terapie ATI, profesorul Sândeș și profesorul Bubenec au pus pe roate acest maraton. Impropriu spus că nu a fost un maraton prea reușit, nu au ajuns la numărul de 10.000 de vaccinări, dar totuși este o inițiativă lăudabilă pentru că vine din zona privată. Guvernul României nu prea are niciun fel de contribuție, parțial cei de la primăria Timișoarei s-au implicat pentru că au pus la dispoziție măcar formal niște centre de vaccinare sau au fost de acord cu această idee. După sărbătorile pascale, după 7 mai, un asemenea maraton ar urma să fie pus în funcțiune și la București. Cum vă spuneam, însă, guvernul nu prea se implică în mod decisiv, deși am ajuns la 3 milioane de vaccinați. Discuțiile sunt destul de complicate. E greu de crezut că până la sfârșitul lunii iunie vom ajunge la un număr de 5 milioane de vaccinați. Este promisiunea lui Florin Câțu. Și, de fapt, dacă privim din cheie politică ce se întâmplă acum, din punctul meu de vedere, în opinia mea, Florin Câțu își pune în joc, își pune mandatul de premier pe masă. Pentru că dacă nu ies aceste cifre, dacă nu iese cifra de 5 milioane de vaccinați la sfârșitul iunie sau dacă nu atingem în septembrie cele 10,4 milioane de persoane de România imunizate cu dublă doză, toată această campanie se duce pe apa sâmbetei. Așadar, guvernul este chemat să se implice, să facă, să investească resurse, să gândească o campanie de informare, dar, repet, în acest moment nu este nimic conturat, nu este nimic clar. O altă temă importantă de dezbatere, odată ce a marcat această bornă de 3 milioane de vaccinați, e o discuție despre drepturi și libertăți, foarte importantă. Tot mai multe voci din zona media, din zona societății civile, chiar și din zona politică, vorbesc explicit despre următorul fapt. Noi, cei care ne-am vaccinat, de ce trebuie să mai respectăm și de ce trebuie să fim practic supuși acelor tipuri de restricții la care sunt supuși cei nevaccinați? Nevaccinați din diverse motive, că nu doresc, că sunt sceptici, că vor să mai aștepte. De la 1 iunie trebuie să înceapă sezonul turistic, teoretic, practic va începe, vedem sub ce restricții. Această discuție capătă dimensiune în zona media. Repet, ce se întâmplă cu cei vaccinați, de ce trebuie să respectăm toate măsurile pe care le cunoașteți, cu purtatul măștii, cu restricțiile de circulație, cu restricțiile de a merge la concerte, la teatru, la restaurante, la evenimente sportive, de ce nu, pentru că sunt anunțate și evenimente sportive, la diverse concerte, da? De ce trebuie să respectăm aceste reguli, repet, dacă ne-am vaccinat și dacă suntem dispuși să ne vaccinăm și în perioada următoare. Discutăm despre situația politică, despre ce face domnul Câțu, dacă îi va ieși acest pariu lui Florin Câțu, alături de președintele PMP, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru prezență! Mulțumesc pentru prezență și prin vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan. Bună seara, Rareș Bogdan! Bună seara, domnule Mănăstire! Îl salut cu drag pe prietenul și colegul meu, domnul Cristian Diaconescu, și îi salut pe toți respectatorii pe Montel. Discutăm în a doua parte și despre evenimentele geopolitice, să numesc așa. Statele Unite a recunoscut prin vocea președintelui ce s-a întâmplat în Armenia, da? Îmi scapă cuvântul. Genocidul armean, da? Mă scuzați. Întâmplat în 1915. O chestie politică interesantă care vizează Turcia lui Erdogan. Dar să intrăm așadar în subiectul zilei. Acest maraton de la Timișoara este o inițiativă privată. Repet, nu și-a atins neapărat scopul, dar arată că anumite, cum să spun eu, structuri din zona societății civile, din zona asociațiilor patronale, pun presiune pe guvern să facă lucruri concrete, nu doar să facă declarații la televizor.
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că peste 77.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, ceea ce face ca numărul total al românilor vaccinați să ajungă la peste 3 milioane. 56.000 dintre cei imunizați au primit serul Pfizer, 9.600 Moderna și 7.800 AstraZeneca. Cred că dacă vom merge cu vaccinarea, așa cum au făcut și alte țări, vaccinarea mobilă, chiar și în marile orașe, cred că acest lucru va aduce un plus de beneficiu. Cu cât vor fi mai multe persoane vaccinate, cu atât gradul de încredere al celorlalți va fi mai mare. Este puterea exemplului. Vedem că cei din jurul nostru sunt imunizați, am rămas doar noi care nu ne-am vaccinat. Vedem că cei din jurul nostru n-au pățit nimic. Obiectivul rămâne acela de a imuniza cel puțin 5 milioane de oameni până la 1 iunie. Resursele nu lipsesc, mai ales că în țară vor sosi noi doze din toate tipurile de seruri. Peste 700.000 de doze de la compania americană Pfizer vor ajunge pe mai multe aeroporturi din țară. Deși vaccinul Pfizer-BioNTech este cel preferat de majoritatea românilor, există și alte opțiuni. Tot luni, alte 40.000 de doze de AstraZeneca sunt așteptate să ajungă în țară, iar peste 70.000 de doze de Moderna au venit deja. Toate dozele de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale din orașele București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Medicii spun că dacă ne vom atinge ținta de 5 milioane de vaccinați, vom putea vorbi despre o reducere a presiunii pe sistemul medical, așa cum s-a întâmplat în Israel sau Marea Britanie. Sunt două etape. Depinde ce vrem să observăm. Vrem să observăm efectul pe sistemul sanitar. Acest lucru îl vom observa atunci când persoanele din grupele vulnerabile, vorbim de persoane vârstnice cu patologii cronice, vor fi imunizate. Acest lucru l-au văzut Israelul și Marea Britanie, care nu mai înregistrează morți din cauza COVID-19, pentru că aceste grupe au fost securizate. Cred că e mai plauzibil pentru iunie o astfel de scădere a presiunii pe sistemul de sănătate publică, mai degrabă decât o relaxare totală, așa cum a fost vehiculată. Iar dacă discutăm de relaxarea noastră a tuturor, cred că acest lucru va fi posibil undeva în toamnă, doar cu acest amendament că trebuie să ajungem la 10 milioane de imunizări. Da, vaccinare la liber, domnule Diaconescu, lucrurile nu merg tocmai în regulă. Statistic, suntem pe locul 4 de la coadă în Europa, deși anumite voci sunt foarte optimiste, foarte, cum să spun eu, pozitive. Da? Dar vedem inițiative private. Cei din Horeca spun că mai degrabă vin ei, încep să-și vaccineze pe angajații. Guvernul nu are o strategie articulată. În primul rând, să salutăm implicarea inițiativei private. Peste tot în lume se întâmplă acest lucru. Cei din zona privată, interesați direct sau indirect până la urmă de eficiența acestui proces de vaccinare, încurajează și contribuie la finalizarea acestor demersuri, pentru că în afară de limitarea circulației, vaccinul este singura ieșire din această criză pandemică. Deci este în interesul tuturor, este în folosul până la urmă întregii societăți și este foarte bine că zona privată se implică. Ar fi perfect ca zona privată la rândul său să fie într-o formă sau alta în corelație cu zona administrativă, guvernamentală, pentru că au un scop comun. Și din această perspectivă trebuie spus ceva. Într-adevăr, cum foarte bine ați menționat, vine sezonul estival. Nu se va lua o decizie politică în legătură cu certificatul, se spune pașaportul de vaccin. Nu. Va exista o soluție uniformă care, într-adevăr, să se aplice în toate statele. Dar nimeni nu va împiedica diversele state, inclusiv cele din Uniunea Europeană, inclusiv cele în care noi călătorim, să-și ia decizii naționale, din acest punct de vedere. Vă spuneam la un moment dat, când ați avut amabilitatea să mă invitați, grecii se gândeau la o variantă de intrare turistică cu vaccin și cu certificat de și cu PCR, cu PCR și cu test și exact, cu vaccin. Da, și cu test pe care și cu vaccin. Ar părea poate ciudat. Este dreptul lor suveran să decidă. În egală măsură, în anumite locuri, în acest moment americanii vor să deschidă stadioanele persoanelor vaccinate. Putem să ne supărăm, putem să ne revoltăm, putem să spunem că se încalcă norme generale ale dreptului persoanei de a alege astfel de oportunități, dar nu intri pe stadion. Raleș Bogdan, cum ți se pare ideea asta? Ea a fost vehiculată și e vehiculată de câteva zile, pentru că am ajuns la borna asta de 3 milioane de vaccinați, în special din zonele urbane, pentru că vaccinarea merge prost în rural, ăsta este adevărul.
confirmat chiar de guvern. În zonele urbane, da, acești 3 milioane de români, practic, trebuie să se supună tuturor restricțiilor ca și cei care nu s-au vaccinat. Și se deschide discuția. De ce nu am voie să mă duc la un concert sau la un film sau la un meci de basket sau de fotbal dacă sunt vaccinat? Da, domnul Mănăstire, știți că de obicei vă împărtășesc total opiniile. De data asta sunt ușor în discordanță cu dumneavoastră, având în vedere cam cifrele europene. Eu știu că niciodată guvernele nu fac ceea ce își doresc atât de repede și tot ceea ce își doresc cetățenii. E normal să avem așteptări, dar pot să vă spun că din punct de vedere al vaccinării, guvernul României a făcut mult mai mult decât majoritatea guvernelor țărilor europene și vă spun și de ce. Iar campania coordonată excelent de Valeriu Gheorghiță cu Andrei Baciu, cu Florin Câțu și supervizată de președinte și de miniștrii de interne, Lucian Bode și ministrul apărării, a funcționat, domnul Ciucă, a funcționat peste așteptări din multe puncte de vedere. Gândiți-vă că la nivel european sunt puțin peste 30 de milioane de persoane vaccinate dintr-un total de 380 de milioane cetățeni adulți care trăiesc în cele 27 de state din Uniunea Europeană. Practic, din cei 30 de milioane, 10% din totalul acestora trăiesc pe teritoriul României. Este o cifră foarte mare, sau în afara României, în diferite state europene, dar sunt cu cetățenie română. Deci acest lucru ne arată că, din punct de vedere al vaccinării, în România, încrederea până la zdruncinarea ei de către scandalul AstraZeneca și apoi de către scandalul Johnson & Johnson a funcționat peste așteptări. Spre exemplu, v-am dat și emisiunea trecută, revin, în Belgia, acolo unde sunt 3-4 zile pe săptămână, uneori 5, vaccinarea este la sub jumătate de milion, iar în Olanda este aceeași situație. Practic, dintre țările europene, situația cea mai bună la această oră este, sigur, în Grecia, este în Germania. În Italia, o țară afectată masiv, cel mai dureros de COVID, aseară, la ora 21, erau vaccinați cu ambele doze 4.970.000 de cetățeni italieni, adică sub 5 milioane de cetățeni italieni cu 30.000. În România sunt 3.080.000 cetățeni la o țară de aproximativ populație trăitoare în România de vreo 4 ori mai mică, populație totală de 3 ori mai mică decât a Italiei. Deci lucrurile nu stau atât de rău. Sigur că uitându-ne sunt două moduri de calculare la nivelul Europei, la nivelul Comisiei Europene. Este vaccinarea cu o singură doză, acolo unde România este după poziția 20, cum foarte corect a specificat. În schimb, la vaccinarea cu două doze, adică la imunizare, România este pe locul 4. A fost pe locul 2, pe locul 3, a fost pe locul 7. Astăzi, după săptămâna aceasta, practic, România încheie săptămâna pe locul 4, pentru că unele state s-au lucrat în două feluri. Unele s-au dus spre o vaccinare cu prima doză la o populație cât mai numeroasă și cu un rapel mai întârziat, între o lună și până la două luni jumate, România a ales calea unui rapel rapid la 6 săptămâni, astfel încât, din punct de vedere al imunizării, România stă mult mai bine decât alte state, pentru care, repet, peste 3 milioane de persoane vaccinate. Sigur, revenind la măsurile restrictive și la întrebarea dumneavoastră directă legată de ce se întâmplă în Grecia, trebuie spus că sunt câteva țări care trăiesc cu un PIB de peste 25% din turism. La noi PIB-ul din turism este sub 3%, cu tot cu Horeca, în timp ce în Italia, spre exemplu, este 32%, în Grecia peste 35%, iar acest lucru se simte în modul în care abordează guvernul problema respectivă, problema legată de tranzitul persoanelor. Noi, la nivelul Parlamentului European, am avut o discuție chiar în urmă cu aproximativ 9 zile în Comisia LIBE. Urmează să avem un plenul de săptămâna care începe mâine în Parlamentul European,
o discuție legată de certificatul verde digital, acest certificat verde digital care conține trei parametri, nu doar un singur, nu doar vaccinarea, pentru că sunt persoane care nu doresc să se vaccineze, și atunci pot circula dacă își fac un test PCR cu rezultat din ultimele 48 de ore sau dacă au trecut prin boală în ultimele 90 de zile și prezintă un document, nu trebuie să prezinte un certificat de anticorpi. În cazul în care au trecut 90 de zile din momentul în care au încheiat boala și au primit un certificat de la medic, atunci trebuie să-și facă un test de anticorpi și cu acest test de anticorp prezentat la graniță, țările respective sunt obligate să lase cetățenii să intre. Aici e disputa și aici domnul Cristian Diaconescu, care e fiind cunoscător al relațiilor internaționale, sigur că știe foarte bine. Statele acum au abuzat. Au abuzat, au încălcat drepturi, libertăți, în primul rând libertatea de circulație. Dar în momentul în care certificatul verde digital devine, devine votat de Parlament, însușit și hotărât de către Consiliul Greilor din Consiliul European, respectiv asumat de Comisia Europeană, practic niciun stat care este membru al Uniunii Europene din cele 27 nu mai poate să vină cu măsură restrictivă suplimentară față de certificatul verde digital. Certificatul va intra într-o formulă pilot undeva pe 10-15 iunie, iar urmează ca 1-10 iulie certificatul să intre în masă la nivelul Uniunii Europene și atunci nici Grecia, nici Italia, nici Germania, nici un alt stat european, nici România nu poate veni cu o măsură suplimentară de restricție față de certificat. Bun, da, acest, o secundă, domnule Diaconescu, acest certificat verde poate fi folosit și în interiorul țării, da, în România, de exemplu, după 1 iulie, pentru a participa la diverse evenimente? Nu știu, de exemplu, un eveniment privat. Da? Unde aici, cei care vor să organizeze acel eveniment privat solicită acest certificat verde, toată lumea este vaccinată, se poate ține normal un asemenea eveniment sau nu? În mod normal, asta va trebui hotărât. Eu am văzut și declarațiile lui Florin Câțu de astăzi, am vorbit cu el ieri de 2-3 ori la telefon legat de persoanele, de cei care intră în țară dinspre Occident. Afluența în săptămâna mare este ceva mai ridicată decât de obicei. Dacă acestora, în afară de, pentru că mulți vin din zone galbene, au intrat și Grecia, a intrat și Germania în zone galbene și atunci se pune problema dacă oamenii ăștia care vin strict de Sfintele Sărbători, de Paște acasă, pot să-și permite să rămână 2 săptămâni în carantină, ce s-ar putea face, dacă poate fi o soluție în cazul în care aceștia doresc vaccinarea pentru cei care doresc. Urmează ca mâine dimineață să aibă o discuție. Noi vom lua și o hotărâre în BEX legată de sprijinul pe care cei 1320 de primari îi vor da, practic, campaniei de vaccinare, pentru că, vedeți, dumneavoastră a spus corect. La Cluj, spre exemplu, avem 34% persoane vaccinate. La București situația este foarte bună. La Timișoara nu e rău. În schimb, în zona rurală, situația este una destul de critică la această oră. Și mă bucură foarte mult că atât președintele cât și premierul României au făcut apel la biserică, la culte, nu doar la biserica ortodoxă, ci la toate bisericile, și la cele neoprotestante, și la cea catolică, și la cultele protestante, pentru a sprijini această campanie. Pentru că până la urmă, dacă vom reuși să imunizăm peste 50% din populația României, atunci cu siguranță restricțiile vor cădea, vor fi anulate. Altfel, foarte probabil, în unele zone vom fi nevoiți să păstrăm restricții și nimeni nu-și dorește acest lucru. Toți ne dorim să revenim la o viață cât mai normală, cu putință. Vedem exemplul Israelului, vedem exemplul Londrei, vedem exemplu declarațiile făcute de doamna Merkel în cazul în care depășesc 50% și nemții se pregătesc ca pe 1 iulie să sară de 60% persoane vaccinate dintr-o populație de 84 de milioane. Domnule Diaconescu, ce vreau să precizez în legătură cu ce foarte corect a spus domnul Rareș Bogdan. În acest moment trebuie să înțelegem un lucru. Din punct de vedere politic față de acest certificat verde, cea mai semnificativă dezbatere este în Parlamentul European. Din considerente tactice de tot felul, zona decizională, adică executivul, Comisia Europeană sau
Consiliul European așteaptă închiderea acestor dezbateri. La întrebarea dumneavoastră corectă, bun, și statele atunci vor introduce un fel de normă obligatorie în legătură cu acest certificat verde intern, să știți că se așteaptă pe acest calendar pe care l-a anunțat domnul Aleș Bogdan, se așteaptă finalizarea dezbaterii. Nu pentru neapărat pentru a ieși din Parlamentul European o normă, ci pentru a se vedea cum se poziționează statele politic în legătură cu acest subiect. După ce Parlamentul European se va pronunța, mod clar și Comisia și Consiliul vor trebui să adopte niște norme. Acele norme vor putea fi pentru consum intern aplicabile. Dezbaterea este foarte complicată. La ce spunea domnul Aleș Bogdan, pot să mai adaug o chestiune. De exemplu, ce înseamnă vaccinat? De exemplu, un vaccinat cu vaccinul rusesc sau cu cel chinezesc intră în aceeași logică? Nu sunt vaccinuri omologate de asociază din toate pozițiile. Iată, cu cel chinezesc, da? În România nu este acceptat. Aș vrea să-i răspund domnului ministru Diaconescu, pentru că e foarte corectă în pledoaria mea. Nu am făcut această referire și eram obligat să o fac și mulțumesc. Toată discuția din Parlamentul European, din Comisia Libe, a cărui membru sunt alături de Vasile Blaga, de domnul Terheș, de doctorul de la Iași, Ciuhodar, europarlamentar PSD, și de doamna Ramona Strugariu și Dragoș Tudorache, toți suntem românii membri în LIBE, toată dezbaterea de acolo s-a dus strict pe cele 3+1 vaccinuri importate de Comisia Europeană, respectiv de Johnson & Johnson, cel mai nou, AstraZeneca, Moderna și Pfizer. Nu s-a discutat și nu se va accepta, chiar dacă sunt țări care au achiziționat de ordinul milioanelor vaccinuri Sputnik sau Covidac, nu se va accepta în aceste norme privitoare strict pe certificatul verde digital de circulație în interiorul Uniunii Europene vaccinurile importate non de către guverne direct și nu prin Comisia Europeană, adică nu cele 4 recunoscute. Deci Covidac și Sputnik nu vor fi acceptate în normele respective și asta este o decizie fermă și aici cred că votul va fi quasi unanim. Este vorba de Agenția Europeană a Medicamentului. Mai mult decât atât, Comisia Libe, unde domnul Aleș Bogdan ne-a spus ce urmează să se discute, într-adevăr este Comisia de Drepturi și Libertăți Fundamentale. Deci este Comisia Parlamentului European care este aplicată direct pe acest tip de situație. Telespectatorii văd pe ecran, este vorba despre portalul statista.com, este statistica oficială, așa cum se calculează pentru dozele de vaccin la 100 de locuitori. România este pe ultimele locuri, Bulgaria are 9,7 vaccinuri la 100 de locuitori, Letonia 12,24%, Croația este sub noi la 17,69%, România are 23,33%, vă spun cifra exactă, informația statistică este din data de 21 aprilie, vedeți aceste date, în fața noastră sunt cam toate țările europene, repet, cu excepția Bulgariei, Croației și Letoniei. Domnule, sunt două modalități de calcul. E modalitatea vaccinării cu o singură doză și cealaltă modalitate, cea cu vaccinare cu rapel. Medicii prezenți la Cotroceni, prezenți la Palatul Victoria, în frunt, și aici n-a contat deloc culoarea politică sau simpatia politică, pur și simplu specialitatea în medicina legată de această chestiune, nu s-a pus... au hotărât, practic, în România să se meargă pe vaccinare cu două doze într-un număr mai rapid și cu un termen mai redus. Și, practic, la vaccinare cu rapel, deci la vaccinare cu două doze, România este pe locul 4. La vaccinare, cum am spus și eu, la vaccinarea cu o singură doză, România este după poziția 20. Acum, întrebarea este când te imunizezi. Te imunizezi după două doze sau după o doză? Aici deja e o problemă care ține de specialiști. Eu nu pot să mă exprim pe această. Bun,
specialiștii recomandă două doze, e vechea discuție între tehnicieni în ce măsură ai anticorpi. Unii spun că da, alții spun că mai puțin, evident, dar, repet, atunci guvernul nu trebuie să mai iasă cu cifra asta de 3 milioane, pentru că nu este o cifră corectă după regulile pe care le-am impus noi ca țară. Da? Deci în România nu sunt 3 milioane de vaccinați cu dublă doză. Sunt un milion și ceva cu dublă doză, dar nu sunt 3 milioane cu dublă doză. Discuția despre libertăți va continua, domnule Diaconescu. Cum rezolvă România chestia asta? Pentru că eu văd aici, în opinia mea, un mare impediment pentru a-i convinge pe români să se vaccineze. Da? Cei care, nu știu, să spunem, cei care sunt în procentul de 10-15%, care pendulează, care ar fi de acord, dar mai așteaptă un element convingător, definitiv. Ce se întâmplă, da? Da. Să vadă ce se întâmplă. Dacă nu beneficiez, dacă, repet, nu beneficiez de niciun favor că mă vaccinez, de ce să mă vaccinez? Dacă port în continuare mască, dacă am aceleași restricții pe capul meu, de ce să mă vaccinez? Nu ar fi corect să primească un bonus cei care se vaccinează pentru a debloca. Eu repet, cred că în momentul de față România este într-un blocaj privind vaccinarea. Dincolo de aspectele de organizare, dacă ar fi să facem o comparație cu ce se întâmplă în alte state europene, aș face următoarea subliniere. Într-adevăr, și eu salut faptul că acel tânăr colonel și-a asumat o sarcină atât de complicată în legătură cu vaccinarea românilor în această perioadă și în această țară. Deci, din acest punct de vedere, tot respectul pentru acest tânăr. Realmente nu-l cunosc, dar pentru ce a făcut și cum a făcut, jos pălăria. Vreau să vă mai spun un lucru. În multe țări europene, Ministrul Sănătății își asumă întreaga desfășurare a procesului de vaccinare. Nu numai din punct de vedere organizatoric, dar și din punct de vedere comunicațional și din punct de vedere al stimulării cetățenilor pentru a trece peste aceste dileme, multe dintre ele false, multe dintre ele împrumutate de pe tot felul de surse de informare, una mai manipulată decât alta. Și oameni de bună credință, cunosc și eu, oameni care nu-mi pun vreo problemă, care avea un apetit special pentru a asimila informații stupide, au acest tip de raționament pe care dumneavoastră îl spuneți. Să mai aștept să văd cam care ar fi reacțiile la ceilalți. Probabil că mult mai credibil ar fi Ministrul Sănătății din această perspectivă. Nu știu, am evident o părere a cuiva de pe stradă. Nu am pretenția că mă ocup cu... Acum nu-i facem un proces de intenție. Exact. Dânsa se acomodează cu scaunul de este ministru. O chestiune, indiferent cum îl cheamă și indiferent de unde vine, este persoana cea mai credibilă. În Statele Unite, doctorul Fauci a fost și în mandatul Trump, este și acum în mandatul Biden. Același persoană referențială din toate punctele de vedere. Nu numai în legătură cu cantitatea de vaccin, nu numai în legătură cu distribuirea acestuia, dar și cu convingerea cetățenilor în legătură cu eficiența unui astfel de demers. Deci, din acest punct de vedere, cei care nu sunt din sistem, chiar dacă au funcții guvernamentale, sunt mult mai puțin credibili. Așa e și normal. Până la urmă, cei din sistemul de sănătate, în multe zone din Europa, de exemplu, au înlocuit extremiști, au înlocuit partide politice în demersurile și în modul în care sunt ascultați de oameni. Deci, asocierea cu responsabilitatea politică și guvernamentală, cu capacitatea de a convinge pe cetățenii statului respectiv în legătură cu utilitatea unui astfel de demers, mi s-ar părea una care ne-ar aduce o cifră mai mare în ceea ce privește vaccinare. Bun, revenind la chestiunea politică, Raleș Bogdan, nu crezi că Florin Câțu, sau ce opinie ai? Florin Câțu e foarte vocal pe vaccinare, și-a impus, și-a autoimpus niște cifre, niște targeteri până la urmă, cum ar fi numărul de 3 milioane, de 5 milioane de vaccinați în luna iunie, da, targetul de 10,4 pentru septembrie. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea, pleacă Florin Câțu de la Palatul Victoria? E o asumare foarte directă din partea premierului pe cifrele astea ale vaccinării. De, eu cred că situația nu poate fi pusă așa. Până la urmă, Florin Câțu este premierul României, un premier al României reformist și foarte bun cunoscător al economiei și al chestiunilor legate de finanțe, inclusiv relații financiare internaționale, piețe de capital,
Eu cred că spre asta trebuie să ne uităm, spre Florin Câțu, și în cazul în care, Doamne ferește, lucrurile vor arăta rău, nu putem să îi reproșăm lui Florin Câțu o chestiune care ar trebui totuși să fie preluată și de către partea medicală ceva mai puternic, tocmai pentru ca politicul, care are probleme de credibilitate în toate țările europene, să nu fie nevoit să fie portstandardul acestei campanii. Florin face asta, premierul face asta, tocmai pentru că încearcă să-i convingă pe toți cei care participă și sunt conștienți, pentru că el n-a avut întâlniri doar cu actorii sociali din biserici, culte, ci și cu cei din marile corporații, din marile companii, cu peste 3.000 de angajați, de la retailer, la banking, la producție, tocmai pentru că în momentul în care avem persoane vaccinate, ce a încercat Florin să explice? Că economia începe să funcționeze la capacitate maximă și până la urmă ăsta e rolul său. Am primit și datele exacte și vreau să le furnizez ca să nu existe niciun fel de dubiu. În această seară, în momentul în care s-a încheiat practic ultima persoană care a fost vaccinată, România are următoarele cifre: 3.067.000 de persoane vaccinate în total, deci 3.067.000 de persoane vaccinate în total la 4 luni de la demararea campaniei, 1.273.000. Deci 1.273.000 cu o singură doză și 1.794.000, deci 1.800.000 cu două doze. Deci acestea sunt cifrele la această oră. Deci noi, uitându-ne spre campanie, sigur că e foarte bine și am spus de la început că implicarea armatei a fost decisivă. Aici a fost ideea foarte bună pe care președintele Iohannis a avut-o de a implica armata, o instituție cu credibilitate mare în rândul populației din România. Acum depinde, scuză-mă cum interpretez, s-a implicat președintele, bine a făcut. Probabil că președintele știa ce probleme sunt în sistemul nostru de sănătate și ce capacitate managerială era la vârful Ministerului Sănătății. De-aia, probabil că speriat de ce știa președintele, a dat vaccinarea celor de la armată. Nu. Și bine a făcut, evident, spun și eu lucrul ăsta. Practic infrastructură alături de Ministerul Sănătății. Din păcate, DSP-urile din România au fost ani în șir sau zeci de ani în care au funcționat deficitar și s-au politizat și noi cerem DSP-urilor ca în acest an de zile de când a izbucnit pandemia să funcționeze la capacitățile la care funcționează instituții care s-au racordat la instituții europene sau la nivel mondial. Armata României este racordată la normele NATO, este racordată la tot ceea ce înseamnă performanță și indici de performanță în raport cu alte armate prin participarea la teatre de operațiuni și practic nu sunt foarte multe instituții ale statului român care să aibă această capacitate, care s-au reformat fiind nevoite să intre. Armată, servicii de informații, banking, nu sunt multe din păcate. Și atunci DSP-urile niciun caz nu funcționează la capacitățile la care funcționează sau la capacitatea managerială la care funcționează și de organizare la care funcționează armata. Deci a fost o chestiune salutară, a fost o chestiune inteligentă. Nu am fost singuri și Austria, spre exemplu, o țară pe care românii o cunosc atât de bine, au apelat la același, la armată, tocmai pentru a susține campania, a apelat premierul, cancelarul Kurz. Nu suntem singuri. În Germania, de asemenea, armata sprijină, o armată mult redusă din considerente istorice, dacă vreți, mult, mult redusă, capacitățile lor sunt altele din cauza situației la mai puțin de 100 de ani de la sfârșitul celor de-al doilea război mondial, dar cu toate astea se poate observa în aeroportul, o chestie extrem de vizibilă, că armata e implicată în ceea ce înseamnă ieșirile din țări. Mă uitam în continuare, sunt probleme cu vaccinul AstraZeneca, doar 7.000 de români în ultimele 24 de ore au fost de acord să se vaccineze cu AstraZeneca, Pfizer stă evident bine, Moderna încă nu, România nu a achiziționat, n-a primit doze suficiente din vaccinul Moderna, vaccinul chinezesc nu, vaccinul rusesc nu, evident e decizie politică luată, așteptăm Johnson & Johnson, nu arată bine, acum să sperăm că Pfizer va livra la timp dozele promise, tot nu arată bine din punctul ăsta de vedere, domnule Diaconescu. Politicienii
vor învăța, au învățat mai degrabă politicienii anul trecut ce s-a întâmplat în spitale, se vor retrage din decizia politică privind vaccinarea. Dacă iese prost, o să spun, domnule, capul lui Gheorghiță vrem. Dacă iese bine, vor apărea în poză, probabil, mulți politicieni, nu? Domnul Mănăstire, până la urmă, știți, în politicul, că unora le place, că nu le place, democrația funcționează de când există ea, prin reprezentanța ai poporului. Politicienii nu sunt niște marțieni, chiar dacă unii dintre ei s-au dedulcit la bucate sau au reușit să compromită ideea de politică, fără politicieni, deci fără oameni politici, nu poți să ai parte de democrație funcțională. Ei sunt un rău necesar. E nevoie și de primar, e nevoie și de un ministru, e nevoie și de premier, și de președinte, și de europarlamentar, că le place, și de parlamentar, că ne place sau nu ne place. Totul este ca clasa politică să-și înțeleagă menia și să înțeleagă care este rolul ei. Sigur că în acest an și ceva s-a văzut clar că politizarea făcută la nivelul DSP-urilor, la spitalelor, a afectat serios procesul medical. Pe lângă asta, grupările clientelare legate la fondurile din sănătate au creat de asemenea probleme, dar până la urmă de asta suntem la putere, nu? Suntem la putere pentru a veni cu reforme, suntem la putere pentru a guverna altfel decât cei pe care i-am criticat timp de 7 ani. Dacă nu vom face asta și vom încerca cu aceleași practici, cu siguranță poporul, cetățenii, ne va sancționa și pe noi și pe colegii noștri de la USR Plus, nu doar pe noi, pe liberali sau pe cei de la UDMR. Deci aici e rolul nostru de a face asta, iar chiar în interiorul partidelor, atunci când sunt derapaje, atunci când nu înțelegem menirea și așteptările populației, ați văzut că nu sunt nici eu, nici alții, nu ezită să arate cu degetul chiar în interiorul propriului partid dacă se fac greșeli. Eu vă pot spune că Florin Câțu e de foarte bună credință, vă pot spune că Lucian Bode și de asemenea ministrul Ciucă plus secretarul de stat Andrei Baciu, oameni pe care îi cunosc direct și sunt implicați în această acțiune, au tot interesul să facă ceea ce trebuie. În rest, sigur că poate puțină empatie din partea unora, poate puțină înțelegerea fenomenului economic în raport cu restricțiile nu ar fi rău sau nu ar fi fost rău, dar spre deosebire de alte guverne, atât guvernul actual cât și guvernul trecut, guvernul Orban, Raleș Bogdan, e ok că pe colegii de la PNL, însă aritmetica asta... Știți bine că i-am și criticat. Sunt două întrebări, de fapt o observație aritmetică, să spun, pe dozele astea de vaccinuri și o observație politică. Este evident că din punct de vedere politic, domnule Diaconescu, cineva va deconta această campanie. Categoric. Da? Ori într-un sens pozitiv, ori într-un sens negativ. Aritmetica însă arată așa. La 1,7 milioane de români vaccinați cu dublă doză, pentru a atinge pragul de 20,8 milioane de duble doze, adică 10,4 milioane de români, în ritmul în care se vaccinează la 1,7 milioane duble doze după 4 luni, dacă continuă acest ritm, o să fie minus 5,5 milioane de doze. Deci orice se întâmplă ceva spectaculos în perioada următoare, ori dacă nu atingem pragul repede de 20,8 milioane de vaccinați cu de vaccinuri, da, adică 10,4 milioane de români dublu vaccinați. Nu le atingem, numai că se întâmplă ceva spectaculos. Da? În vară, în iunie, în august, probabil vor alerga românii, pentru că nu este statistica. La ritmul acesta de vaccinare, pe care guvernanții pretind că este un ritm bun, domnule Diaconescu. Și problema apare pentru că încă nu se știe cât valorează în timp imunitatea pe care ți-o asigură vaccinul. Deci este foarte posibil ca întârzind, corect, să ajungi în situația ca cel cei vaccinat în ianuarie, exact, să-și piardă imunitatea. În septembrie să nu mai aibă imunitate, exact, pentru că se discută de un termen de 6 luni. Și în momentul foarte în care se suprapun etapele, din momentul acela haosul și confuzia vor fi la ordinea zilei. Nu are absolut nimeni niciun fel de dubiu că cei care acum sunt confruntați cu această criză moștenesc un sistem sanitar la pământ, haotic, confuz,
prăduit din foarte multe direcții, într-adevăr, ce spune domnul Rareș Bogdan în legătură cu DSP-urile. Nu e așa că nu ne-am uitat la ce se întâmplă acolo, cine sunt cei nominalizați. Ei peste noapte s-au trezit cu o responsabilitate colosală pe umerii lor. Da, armata o mai folosesc și izraelienii au folosit-o în situația asta, americanii astăzi folosesc armata. Peste tot este nevoie de o anumită rigoare și de o anumită disciplină, pentru că această criză este foarte Îmi exprim greu. Și eu o umilă părere apropo de eforturile astea care se fac cu ONG-uri, cu Horeca, domnule Diaconescu. Nimeni nu vorbește despre medicii de familie. Da. Sunt ignorați. Li s-au tăiat banii de la începutul anului pe diverse alte programe. Există o armată cu ghilimele de rigoare, dar în sens pozitiv, de medici de familie care nu sunt cointeresați, nu sunt introduși în efortul ăsta de vaccinare. Da? Aici este medicul problema. De familie, mă scuzați, repet, da, poate știe doamna Mihaela la Ministerul Sănătății, dar presupun că a aflat între timp că a și lucrat în zona privată de medicină. Medici de familie au la zi statistica cu românii, da? 80% sunt practic înregistrați la un cabinet de medic de familie. Acolo se poate lucra pentru a-i aduce pe oameni să se vaccineze. La medicul de familie. Exact. Americanii au adus situația în farmacii, nu numai la medicul Corect. De familie. Deci din punctul ăsta de vedere, aici este problema. De acest lucru discutăm și, într-adevăr, politicul aici probabil că va avea ceva explicații să dea. Organizarea. Slavă Domnului că suntem în Uniunea Europeană și ei ne pun la dispoziție aceste vaccinuri. Rușine celor care își închipuie că a fi în Uniunea Europeană înseamnă să fii subordonat cuiva sau să fii colonie. Deci din acest punct de vedere există acest tip de sprijin. Hai să ne uităm în Republica Moldova unde este dezastru. Hai să ne uităm în Balcan unde este cumplit. Bun. Ce-ți rămâne? Să te organizezi intern. Nu poate veni cineva din afară să te organizeze în țara ta. Deci din această perspectivă, da, medicii de familie, orice zonă care are o minimă competență în distribuirea acestui vaccin, este folosită peste tot în lume. Da, într-adevăr, sunt state occidentale foarte bine organizate, în care, exact cum spunea Rareș Bogdan, ritmul de vaccinare este unul mult mai redus decât așteptările față de sistemul sanitar. De unde vine problema? De la organizare. Este exact acest lucru. Iar de această temă nu va scăpa nimeni din politică. Asta e. Nu scapă nicio. O altă chestiune, mai avem câteva minute. Înțelegem că una dintre disputele grele, importante, dintre Vlad Voiculescu și premierul Câțu a fost legată de bugetul campaniei de promovare a vaccinării. Vlad Voiculescu vrea câteva zeci de milioane de euro pe la Ministerul Sănătății să gândească el o campanie împreună cu apropiații domniei sale din zona de ONG-uri, presă care avea foarte mulți prieteni și are în continuare Vlad Voiculescu în zona de media. Premierul ar fi dorit ca această campanie să fie coordonată de la Secretariatul General al Guvernului. Ce știm până la urmă? Se va lansa o asemenea campanie? Pentru că trebuie să câștigăm vreo 15-20%, repet, de români nehotărâți sau sceptici. Eu cred, domnule Mănăstire, sigur că Guvernul e responsabil de tot, dar acum vaccinarea nu este o chestiune obligatorie. Ea nu trebuie privită ca o chestiune obligatorie. Noi nu impunem nimănui nimic, tocmai asta este ideea. Și aici avem de-a face cu o populație de 15-20% antivacciniști care refuză pur și simplu ideea de vaccin. Din păcate, nu toți au înțeles necesitatea vaccinării. Deci e o chestiune la liber arbitru a fiecăruia. Dacă poți să impui și poți să ceri guvernului și să reproșezi guvernului că în România, guvernelor, că nu sunt autostrăzi, că nu sunt spitale funcționale, că este corupție, că nu funcționează cum trebuie poliția sau alte instituții, asta da, asta poți să reproșezi total guvernelor. Dar acum să ne apucăm să reproșăm guvernului că românii vor mai puțin decât alții, decât izraelienii, dar mult mai mult decât alte europeni să se vaccineze, mi se pare că trebuie să găsim neapărat vinovatul de serviciu. Mai mult decât a făcut și premierul, și președinte, nu uitați că am avut luni în șir în care partide de opoziție, lideri din opoziție, au fost pe frontispiciu, pe baricada antivaccinării și a anulării ideii de vaccinare. Eu n-am văzut foarte mulți lideri de opoziție care să vină să se prezinte ca fiind exemple ale campaniei de vaccinare. Adică eu nu vreau să-mi scuz neapărat colegii și sunt primul care să-i acuz,
pentru chestiuni legate de apele române, de alte instituții care nu au funcționat cum trebuie. Dar acum să acuzăm guvernul Câțu sau guvernul Orban că e problema guvernului că românii refuză o parte din ei să se vaccineze sau că o parte dintre ierarhii bisericii în frunte cu preasfințitul Teodosie este luptător pe baricada anti-vaccinării, mi se pare un pic că trebuie neapărat să găsim vinovat. Sigur, dacă este să găsim vinovați, îi găsim pe guvernanți. De obicei găsim Partidul Național Liberal. Nu e o problemă să ne asumăm și asta. Da. Cei de la USR Plus nu prea decontează, apropo, bâlbele, deși i-au controlat Ministerul Sănătății. Da. Repet, noi luăm în piept absolut toate aceste chestiuni, cum le-am luat și anul trecut, când a trebuit să gestionăm o situație completamente nouă și am decontat toate lucrurile astea au repercursiuni, da? Va fi blocată activitatea economică. Spui că nu e responsabilitatea guvernului, dar atunci cui e responsabilitatea? Aici e o chestiune pe care românii trebuie să conștientizeze și aici intervine guvernul, care trebuie să explice atât prin leadership politic, cât și leadership administrativ și executiv. Oameni buni, cu cât vaccinăm mai mult, cu cât imunizăm mai mult, cu cât restricțiile respectăm cât mai mult în situațiile actuale, restricțiile, cu atât șansa să revenim la o viață normală este mai aproape, cu atât șansa relansării și repornirii economiei este mai aproape. Din punct de vedere macroeconomic, situația nu stă rău în România. Dacă românii vor înțelege și sunt convins că vor înțelege, pentru că au dovedit-o și în pandemie, o dovedesc și acum. Nuanța este următoarea. Nu avem în România politicieni cu credibilitate, în care românii să aibă încredere la cote de repede încredere de 60-70%. Asta e problema. Păi dacă îmi vine un politician cu 10% cotă de încredere și îmi spune vaccinează-te, da? El la 10% cotă de încredere, pe cine convinge? Sigur că stă bine președintele Iohannis, nu e la 70% ca acum mulți ani, nu e la 70%, dar a făcut un gest și e normal să-l facă, extrem de conștient. Dar știți cum e? Mă uitam pe două pagini în paralel. Mă uitam la momentul în care președintele Iohannis a ieșit extrem de ferm. În urmă cu două zile era la plantat pom și a dat niște declarații legate de Paști. Și am văzut declarațiile și am văzut comentariile de pe pagina sa de socializare în momentul când a anunțat chestiuni firești, normale, inclusiv de coborârea restricțiilor. Foarte multă ură pe internet, așa e, scurtă pauză. Să vă țineți ideea, scurtă pauză și revenim.